Hei, salutare, dragi prieteni! Haideți să creăm un design rapid și să vedem după asta cum putem să-l descărcăm la final ca să fim toți fericiți. Da. Păi, în primul și în primul rând, mă voi duce la uploads, voi deschide fișierul și voi pune gorila mea aici. Se încarcă frumos. Haideți. Apropo, ăsta e Alex. E gorila Alex. Bine, vă faceți cunoștință cu el, Alexandru, băiat mare, el e frumușăr și are un ochi albastru și un ochi verde. Ați înțeles voi, gorila, pe scurt. Nu vă duce la text și vă scrie, eu sunt gorila Alex. Eu sunt gorila Alex. Da, Chris, ok. Însă nu importa, lasă să fie cu caps lux, că nu e pe aia. Eu sunt gorila Alex. Hei, ok, super. Vom pune așa, vom face textul un pic mai mititel și lăsăm, ok. Ok, știu că designul nu e cine știe ce, însă main point-ul este, haideți să vedem cum putem descărca. Păi, uite, ne ducem la downloads, iar Canva aici ne oferă niște setări. Păi, uite, ne oferă mai multe formate prin care noi putem să descărcăm. PNG, GPG, PDF, PDF print, format video sau GIF. După asta ne oferă mărimile, size-ul și așa mai departe. Însă toate acestea este cu Canva Pro. Chestia asta o vom vedea ce naiba este Canva Pro în următorul videoclip. Însă aici putem să selectăm ce fel de format noi vrem să descărcăm designul nostru. În primul și în primul PNG. Iar Canva îți spune pentru ce el este în mod normal. PNG este pentru imagini cu calitate înalte. GPG-ul este pentru fișiere mititele și imagini plăcit. PDF-ul este small file size, multi-page document. Este un fișier mititel cu mai multe pagini într-un document. PDF print, calitate înaltă și mai multe pagini într-un document și așa mai departe. Însă, uite-te, pagina de obicei Canva îți oferă și îți recomandă și în ce format tu să descarci. Apropo, ce țin să menționez, dacă eu nu mă înșel, PNG-ul este unicul format care îți dă posibilitatea să descarci cu background-uri transparente. Ia să vedem, dacă nu mă înșel, stați pe hop, facem transparență totală, download. Da, PNG-ul este formatul care îți oferă posibilitatea să descarci pozele cu transparente. Odată ce ți-ai selectat ce format vrei tu, apeși pe download. Și Canva descarcă aici și îți spune, hei, uite unde vrei tu să descarci, selectezi fișierul unde vrei tu, apeși pe save, el se descarcă automat, hei, s-a descarcat și asta e. Dacă este un fișier mai lung, în mod normal va dura mai mult timp, dacă este un videoclip de asemenea, va dura mai mult timp. Fără multe altele, ne vedem în următorul videoclip unde vom descarca ce naiba este Canva Pro. Ne auzim!